Hotărârile de guvern aprobate vizează subvenționarea accizei la motorina utilizată în agricultură cu plăților pe suprafața agricolă și a plăților în sectorul zootehnic. Astăzi, cu sprijinul Ministerului de Finanțe, am reușit să identificăm sumele și necesare și odată ce hotărârea de guvern va fi publicată în monitorul oficial, vom putea să decontăm toate facturile pe care fermierile le depun Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură pentru motorina folosită în agricultură. Sumele care sunt prevăzute a fi decontate pe parcursul anului 2013 sunt de 125 de milioane de lei iar pe parcursul anului viitor de 430 de lei. Avem prevăzute peste 500 de milioane de lei pentru subvenționarea accize la motorina utilizată în agricultură, a detailat Constantin. Guvernul a mai aprobat două hotărâri referitoare la cuantumul plăților pe suprafață. Prima hotărâre de guvern vizează cuantumul plăților directe unice pe suprafață, a plăților separate pentru zahăr și a plăților specifice pentru orez. Suma totală prevăzută din fonduri europene pentru solicitările depuse în 2013 este de peste 1 miliard de euro. Intenția noastră este ca din 16 octombrie să plătim în avans 50% din aceste sume. Ceea ce am calculat până în acest moment arată că plata pe suprafață cel puțin la plata de bază pentru cereale este de 139 de euro pe hectare, a spus ministrul. Altă hotărâre de guvern aprobată stabilește nivelul plăților naționale complementare. De la bugetul de stat pentru cereale, plata complementară este de 21 de euro. Practic, pentru cereale, plata acumulată va fi în acest an de 160 de euro la hectare. În ceea ce privește plata suplimentară, care se acorde pentru sfecla de zahăr, acolo unde din fonduri europene a avut loc această plată în cuantum de 331 de euro pe hectar, pentru o se acordă o plată specifică de 300 de euro pe hectar. Bugetul de stat de asemenea vine complementar dincolo de plata de bază pentru cereale cu o serie de plăți pentru in și cânepe pentru fibră care este utilizată în industria textilă. De asemenea, guvernul a identificat bani pentru a ajuta pe crescătorii doi și capre din zonele defavorizate. E prima dată când reușim să plătim suplimentar pe zonele defavorizate, să venim cu o primă suplimentară pentru crescătorii de ovine și caprine, sumă de 6,7 milioane de euro, dar numai pentru acele efective din zonele defavorizate. Dacă în România avem peste 9 milioane de efective la ovine și caprine, vreau să vă spun că în zonele defavorizate sunt 1,6 milioane de efective. Cu alte cuvinte, în acest an, dacă cele 9 milioane de efective vor primi aproximativ aproximativ 40 de lei la hectar. Pentru cele 1,6 milioane de efective se va primi o plată suplimentară de 6,5 euro pe hectar.